Credincioșii din Episcopia Daciei Felix s-au bucurat aseară de un concert de colinde inedit. Evenimentul, inițiat de Preasfințitul Părinte Episcop Ieronim și desfășurat la Vârșeț, a adus împreună artiști și grupuri corale din România și Serbia. O bucurie deosebită pentru eparhia noastră, pentru preoți, pentru credincioși și mai ales pentru copii care astăzi au primit papucei pentru ei. Așa s-a numit proiectul care i-a adunat pe cei mici de aici, din Vârșeț, dar și din zonă, care au venit la noi astăzi și s-au bucurat și de colinde, s-au manifestat din plin în toate coordonatele copilăriei și ne-au bucurat, pentru că atâta timp cât îi auzim pe copii în jurul nostru, înseamnă că această comunitate a românilor din Voivodina are prezent și are și viitor. Ne străduim să îi adunăm în jurul pruncului Iisus, Fiul Dumnezeiesc, ca să primească har și binecuvântare și lumină pentru viața lor. La eveniment a participat și noul consul general al României la Vârșeț, Anca Corfu, precum și reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării din România. Un concert de colinde care ne-a încântat și ne-a bucurat atât inimile cât și sufletul. Doresc să adresez felicitări și mulțumiri deosebite protagoniștilor din această seară, care au colindat publicul cu atâta emoție și bucurie. Doresc să felicit organizatorii pentru acest eveniment și alte evenimente similare care nu fac altceva decât să păstreze vii limba română, tradiția, obiceiurile creștine și, bineînțeles, credința în Dumnezeu. Toți copiii prezenți la eveniment au primit la final daruri.